Pe stadionul Academiei FCM Târgoviște din localitatea dâmbovțeană Șotânga s-a disputat o partidă interesantă de fotbal între arbitrii din județul Dâmbovița și cei din județul Prahova. În garnitura celor două echipe am întâlnit nume de fluieraș atât din Liga 1, Liga 2, Liga 3, dar și fluieraș de județ. Putem aminti pe Cosmin Bădeanu, Marius Chițu, Septimie Burtescu, Cristian Catană, Răzvan Dobre, Adrian Ionescu, Ionuț Iugulescu, Bogdan Matei, Grigorașcu, Gabriel Catană, Liviu Grigorașcu, Neagu Costinel, Vlad Dragoș, Ionuț Neagoie, Florin Pucheanu și alții. Din garnitura fluierașilor prahoveni amintim pe Ilieș Adrian, Cojanu Gabriel, Bobi Codreanu, Mihai Safta, Ștefan Dumitrache, Ionuț Mateescu, Constantin Pantilimonescu, Ovidiu Oprea, Mircea Rusu, Viorel Găunei, Mihai Amorăriței și alții. Meciul a fost unul plăcut ochiului. Brigada de arbitri a fost formată din Oprea Cătălina la centru, ajutată la tușă de Adriana Ghiță și Mariana Bica. Fluierul final a anunțat victoria fluierașilor din Prahova, scor 4-2. Mihai, nu rata! Thank you.